bă, ăsta a plătit odată 600 de lei, acum are 800, a venit, m-am supărat. Văd că nu mai pot munci așa, mi-e și așa, am zis, bă, bani, nu termin și aia. Niciodată n-a venit mungul ca acum și așa. Mă permiteți în momentul de față să achitați factura? Nu cred. Pe 700 pe lună nu se poate. Stau și mă gândesc și nu dorm toată noapte și mă gândesc de unde îi scoate atâția bani. O factură și a rămas stupefiat de 62.503 lei, deci peste 1 miliard în două luni. Asta e numai gazul. Nu mai pun curentul, nu mai pun apa. De câteva luni, facturile la gaze și energie au luat o razna, iar România pare țara nimănui în care fiecare își face legea. O lege care îi îmbogățește pe unii și îi sărăcește pe alții. România are 4 mari instituții de control care ar fi trebuit să știe tot ce mișcă pe piața energiei împotriva practicilor corecte. Teoretic, aceste instituții de control sunt independente. Practic, sunt conduse de șef cu legături de partid. Să le luăm pe rând. ANRE sau Autoritatea de Reglementare în Energie. În fruntea ei se află din 2017 Dumitru Chiriță, un electrician cu salariu anual de aproape 700.000 de lei. Stabilirea prețurilor în piața energiei e responsabilitatea lui directă. Vicepreședintele Comisiei din Parlament, care l-a validat pe Chiriță în funcție în 2017, a fost chiar actualul ministru al energiei, Virgil Popescu. Azi, ministrul energiei a vorbit despre încrengături care nu se mai dezlipesc și lipsa de reacție la vârful ANRE. Cei care trebuie să controleze nu și-au făcut treaba și nu o fac. Am mai văzut tot o declarație a unui domn din ANRE, tot o declarație publică care, la întrebare dacă de ce n-au demarat controlele de prin decembrie, au zis că sunt sărbătorile și sunt... Nu se livrează gaz și energie electrică de sărbători, probabil. Pe bune, probabil, aveau asigurat spatele din altă parte. Oamenii din eșaloanele care lucrează în ANRE sunt strânși legați acolo între ei și cu diverse interese, pentru că altă explicație, ca să nu vii, cel puțin să faci așa de minimă compasiune vis-a-vis de omul, spui mâna pe telefon că vezi, știi cine e furnizorul, băi, ce faci, turnează factura aia. Nu se poate așa ceva. Ieri șefii ANRE ne-au anunțat că au pornit controlele în țară. Târziu, sunt oameni care au ajuns la gesturi extreme după ce au primit facturi mai mari decât venitul lor lunar. Cei de la ANRE trebuie să facă multe alte lucruri, să știți, pe lângă aceste controle, inclusiv să încurajeze sau să nu mai blocheze instalarea de contoare inteligente. Deci cred că cel mai bun lucru pe care pot să-l facă cei de la ANRE în acest moment pentru a reda oamenilor încrederea în stat până la urmă este să își dea demisiile din funcțiile pe care le ocupă. O altă instituție de control este Consiliul Concurenței, în fruntea căruia se află Bogdan Chirițoiu. El al treilea mandat pe care l-a primit cadou chiar de la fostul premier liberal Ludovic Orban. El a modificat legea în 2020 printr-o ordonanță aprobată fără dezbatere publică. Sunt instituții separate, cu atribuții separate și cu abilități separate. Adică nu un om funcțional dintr-o instituție nu știe să facă ce știe funcțional în altă instituție. Dar asta n-are sens, ne ocupăm toți de același lucru. Dar implicați suntem, ne-am uitat pe legislația care a fost pregătită de minister, da, am avut o contribuție la legislația pe energie și la legislația legată de măsurile acestea de ajutorare a consumatorilor, din ce perspectivă, ca să vedem ca piața să nu fie perturbată excesiv, să nu fie o intervenție excesivă din partea statului. De asemenea, ne uităm la partea de ajutorare a companiilor, nu a persoanelor fizice, dar ajutoarele pe care le ține IMM-urile în momentul de față pentru a avea facturi mai mici și sunt discuții.
care sunt deja în spațiu public legate de consumatorii mari de gaze care au probleme. Deci toate astea sunt zone în care trebuie să fim implicați, dar nu în cele ce privesc persoane fizice. Sper să se așeze la masă și Consiliul Concurenței, și am discutat astăzi cu președintele Consiliului Concurenței vis-a-vis de un posibil cartel pe prețuri, pentru că mi se pare la un moment dat că prea sunt prețurile așa. Domnul Chirițoiu. Da, cu dânsul am discutat de dimineață. I-am spus situația ceea ce cred eu. La o altă instituție de control, Direcția Generală Antifraudă Fiscală din ANAF, vicepreședinte este Sandu Costea. Câștigă peste 100.000 de lei pe an și este omul pe care tot Ludovic Orban l-a făcut șef în noiembrie 2019, după ce a demis 4 vicepreședinți. Sandu Costea a primit funcția deși a picat examenul de angajare la antifraudă. Presa a scris în 2008 că Sandu Costea ar fi făcut parte din tabăra lui Sorin Blejnar, fost șef al Gărzii Financiare și ulterior al ANAF, condamnat pentru corupție. În fine, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, a patra instituție de control, îl are în frunte pe Mihai Culeafă, fost deputat PNL, consilier local în Pantelimon și fost manager la Federația Română de Rugby. Ei sunt oamenii aflați în fruntea instituțiilor care ar fi trebuit de luni întregi să verifice toți furnizorii de energie și toate facturile aberante. Lanțul intereselor însă este mult mai gros. Statul, prin Ministerul Energiei, este acționar la 5 din cele 7 mari companii de furnizare de energie din România. Potrivit ANRE, 99% dintre consumatori, majoritatea casnici, primesc energia de la 7 firme: CES Vânzare SA, Electrica Furnizare SA, E.ON Energie România SA, Enel Energie SA, Enel Energie Muntenia SA, Engie România SA și Tinmar Energy SA. Cu excepția CES și Tinmar, de la toate celelalte 5 companii, statul câștigă din creșterea tarifelor. Dacă facturile s-au dublat, s-a dublat și valoarea încasată de stat doar din TVA. O comparație relevantă, guvernul Poloniei a anunțat recent TVA 0 la gaze de la 1 februarie, ca să-și protejeze cetățenii de creșterea prețurilor. Politicienii din România au propria agendă. Am înțeles că este o competiție aici între cât de mult se scadă TVA-ul. Dar TVA-ul scăzut înseamnă și venituri mai mici la buget și este un întreagă spirală care care pornește. Ar fi bizar, și eu văd, ar fi foarte ciudat interpretat de agenție de rating, care vor veni cu o evaluare în martie, prima evaluare, un început de derapaj sau o situație în care ne-am propus un deficit pentru 2022 și deja să venim cu măsuri care ar pune în pericol atingerea acelei ținte din prima lună a anului. Ar arăta foarte bizar. Este evident că statul român trebuia să facă ceva în ceea ce privește creșterea prețurilor la energie și gaz. A existat o lege pe care a votat-o toată lumea în Parlament. Acum înțeleg că nu mai e de ajuns acea lege și că trebuie venit cu alte măsuri. Vom gândi și vom vedea în guvern și alte măsuri. Dar, trebuie să ne punem și o întrebare, și întrebare serioasă. Unde ne vom opri? Avem o economie suficient de puternică pentru a suporta o asemenea măsură? La noi, în momentul de față, TVA reprezintă cam 21% din totalul veniturilor bugetare. Dar să nu uităm un lucru. Anul trecut, încasările din TVA au crescut cu 36%. Sunt pe la un nivel de 80 de miliarde de lei. Deci ar fi de unde să reduci TVA-ul la produsele alimentare, chiar și din punct de vedere bugetar. Dar pentru asta trebuie să tai din altă parte. Și asta este problema, să facem reforme, să luăm din alte bani din alte domenii ca să ajutăm populația. Pentru că suntem într-o situație de alertă, o situație de urgență și dacă nu luăm măsuri concrete care să protejeze populația și companiile, ne vom trezi în recesiune. Și nu peste 10 luni, peste 2-3 luni maxim. Statul și-a plantat chiar oamenii în consiliile de administrație ale marilor companii energetice, plătiți bine să fie mai mult administratori ai acestora decât promotori ai politicilor publice. Ministerul Energiei nu trebuie sub nicio formă să administreze societățile din domeniul energetic. Un reprezentant al ministerului care este administrator la o societate din energie și care este retribuit în funcție de cât de mulți bani face societatea, nu poate să facă politici publice care să ia în considerare și protejarea consumatorilor care să-i afecteze propriile venituri, a avertizat încă de anul trecut expertul Dumitru Chiseliță de la Asociația România Inteligentă.
La Electrica Furnizare S.A., de exemplu, Ministerul Energiei deține peste 48% din acțiuni. Presa a relatat că însuși ministrul Popescu și-a impus prietenul la șefia Consiliului de Administrație, pe Cristian Boșoancă, membru PNL, fost director de cabinet al ministrului, prieten și asociat cu acesta într-o firmă de familie. La Enel Energie Muntenia S.A., 10% din acțiuni sunt ale Societății de Administrare a Participațiilor în Energie, societate deținută de statul român prin Ministerul Energiei. În Consiliul de Administrație reprezintă statul român Virgil Popa, fost viceprimar al Sibiului, un inginer fără nicio legătură cu energia. La Engie România S.A., Ministerul Energiei are aproape 37% din acțiuni. Din Consiliul de Administrație fac parte și trei reprezentanți ai statului român. Unul dintre ei este Lucian Jugrin, fost consilier și șef de cabinet al ministrului Mediului Costel Alexe. În același consiliu o mai găsim pe Daniel Niculescu, prim vicepreședintele biroului permanent al PNL Sector 6 și secretar de stat în Ministerul Economiei. Și fiul acesteia, Radu Niculescu, a beneficiat de mărinimia lui Ludovic Orban, care l-a desemnat consilier de stat în cancelaria sa pe când era premier. Guvernul Orban a fost și artizanul liberalizării prețurilor din energie sub presiunea USR, care a insistat ca legea liberalizării energiei să fie adoptată cât mai repede. Deputatul Cristina Pruna anunța în decembrie 2020 că vor fi numeroase beneficii pentru cetățeni după această liberalizare. Dacă nu recunoaște că aceste efecte le avem pentru că am luat o decizie, nu noi. Eu nu-l mai văd pe primul ministru Ludovic Orban pe la televizor. În timpul dânsului am liberalizat piața în plină pandemie. Este inacceptabil așa ceva. Fără să aibă un plan și o viziune clară ce se întâmplă. Am renunțat la cărbune. Sunt mai multe soluții pe care trebuie să le luăm, inclusiv poate redeschidere la rovinari. Nu Am liberalizat fără să căutăm capacități noi de producție. Sunt un pic decepționat de aceste prestări succesive contundente între ele și eu sunt convins că domnul ministru face tot ce poate. Din păcate, cam atâta poate. Cred că ar fi cazul să încercăm și cu altcineva. Adică spuneți că ministrul energiei ar trebui demis? Ar trebui să recunoască singur chestia asta. Deci nu se poate. Așa spune că îndeamnă cetățenii la neplată. Azi, din nou, o declarație pe care eu nu înțeleg. Cetățenii să reclame. Nu. Până să ajungă cetățenii să reclame, el trebuia de ieri, când a constatat că sunt niște facturi emise împotriva legii, să ia niște măsuri. PSD a cerut ieri convocarea de urgență a CSAT, iar ministrul Justiției cere parchetului general anchetarea abuzurilor din energie.